a aflat care este secretul unui comportament agreabil în societate, iar acum vrea să-l împărtășească și cu cei mici. Face asta prin intermediul platformei educaționale pentru copii Maniera, pe care a fondat-o recent. Despre bunele maniere și buna creștere vorbim astăzi cu Alina Plângău, trainer de bune maniere acreditat de ANC București. Și mă bucur că vine în această după-amiază să împărtășească ideile ei și cu cei de acasă. Bună. Salutare! Codul bunelor maniere spune că ori de câte ori mergem în vizită la cineva, este manierat și respectuos să oferim gazdei un mic prezent. Asta este pentru tine. Mulțumesc din suflet, draga noastră, Ialoctecana ta. Exact același lucru l-a făcut și Grigore Mocreanschi și mă bucur foarte mult. Nu știu dacă a fost la orele tale, probabil nu, dar înseamnă că a fost educat corect. Cum a apărut ideea creierii acestor cursuri și anume pentru copii, pentru cei mici? Știi, eu mi-am ascultat inima și rațiunea și mi-am dat întrebări la care mi-am dat eu răspunsuri sincere și răspunsuri care m-au făcut să înțeleg ce îmi doresc să fac cu adevărat în viață. Ei bine, după mai multe discuții cu persoanele dragi, am înțeles că pasiunea mea este să predau și în special celor mici. A crește frumos, a fi educat, a fi inteligent, a vorbi frumos au fost valorile cu care eu am crescut, cu care trăiesc și cu care rezonez și până în prezent. Și este o plăcere colosală să pot să predau din aceste valori și celorlalți. Uite, e foarte important să simți că asta vrei să faci. Care sunt scopurile principale ale tale prin cursurile pe care le predai? Noi ne dorim în primul rând să dăm naștere unei noi ere, unei ere de copii manierați, care să cunoască definiția de bunul simț, de etichetă, de respect vis-a-vis de persoanelor din jurul lor și tare sperăm că prin intermediul acestei platforme să ne atingem scopul. Știi, de fapt, eu când am lansat această platformă am primit un val incredibil de mesaje de susținere care m-au făcut să înțeleg două lucruri. Primul lucru a fost că oamenii Moldovei simt o nevoie acută de a trăi civilizat și mai ales copiilor să învețe să facă asta. Și al doilea lucru pe care eu l-am înțeles a fost că mi-am luat o responsabilitate colosală pe umerii mei să predau bunele maniere, să-i ajut pe copii să însușească bine materia și împreună să putem să facem lucruri frumoase pentru Moldova. Știu că ați început deja cursurile. Cum reacționează cei mici? Sau, și care este vârsta copiilor pe care îi aștepți la cursuri? Deci îi aștept pe toți copiii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani. Am adaptat această programă pentru această categorie de vârstă, pentru că cu cei mici este mai dificil de lucrat și ei încă nu sunt foarte atenți la ore și am zis să încep cu școlarii pentru că ei deja înțeleg ce înseamnă definiția de respect și atunci este mai ușor de lucrat cu ei. Orele au început, decurg foarte bine, copiii sunt extrem de entuziasmați, mă întreabă dacă o să putem continua și când vor merge la școală și este un lucru foarte îmbucurător, dar facem lecții individuale și cu cei mai micuți, cu ei am o programă mai lejeră, care este adaptată la un format mai restrâns. Prin joc, probabil. Prin jocuri, da, jocuri de role-playing, activități interactive. Este un curs practic, deci tot ceea ce predau în teorie, aplic și în practic, pentru ca să atrag cumva atenția copiilor și ei să se simtă implicați 100% în activitățile noastre. Ai făcut studii de specializare la București. Cumva ai și un background corect în spate, pentru că foarte mulți apucă să predea, dar citind doar cărți sau vizionând tutoriale pe online. Așa este. Da, eu am făcut un curs de formator la București. Este un curs autorizat de Autoritatea Națională de Calificări din România.
Este un curs care îmi permite să fiu facilitator, trainer, să pot preda. Și al doilea curs pe care eu l-am făcut a fost la Centrul Metropolitan Ioan Dales, la fel de la București, acolo unde am învățat mai multe despre etichetă, protocol, despre normele de conduită. Și, într-adevăr, mi-au fost niște cursuri foarte utile, care, din care am învățat foarte mult și acum, cu toată încrederea, pot să predau și celorlalți. Eu cred că cei mici o să ajungă acasă și o să și educe părinții la rândul lor. Să știi că da, după prima lecție am învățat pe cineva, de fapt a fost o temă în care am vorbit despre câteva reguli de comportament, despre atacurile de tuse, de strănut și le-am zis că codul bunelor maniere spune că ori de câte ori cineva strănută, nu trebuie să spunem sănătate. Și după ce am încheiat lecția, vin părinții și copiii: mami, tati, dar voi știți că nu trebuie să-mi spuneți sănătate după ce eu strănut? Adică mă bucură chestia asta, că ei deja vor fi micii profesori pentru părinții lor și pentru rude sau ceilalți prieteni. Și acum toată lumea se întreabă, cum, dar nu trebuie să spunem sănătate sau noroc când cineva strănută? Nu! Trebuie să ne prefacem pur și simplu că da, nu am pentru auzit? Că intimidăm acea persoană și o facem să se simtă jenată. Așa, iată, sunt lucruri pe care și noi cei mari le aflăm. Bravo ție pentru această inițiativă. E adevărat, avem nevoie de mai multă cultură, de mai mult bun simț atunci când ieșim în societate. Să știi că rostul bunelor maniere este important și pentru sănătatea noastră morală, pentru că este foarte important să ne simțim bine în propria noastră persoană, să fim mulțumiți de felul în care ne comportăm cu persoanele din jurul nostru. Și atunci eu mereu zic că drumul libertății trece prin cultură și prin educație. Îți mulțumim foarte mult pentru dedicația ta și să dea Domnul cât mai multe generații de elevi, de absolvenți deja să ai și în timp să creștem, iată, așa cum ai zis și tu, o generație de oameni care să se comporte frumos și să fie oameni culți. Așa să fie. Mulțumesc tare mult!